Bună seara și bine v-am regăsit la audiență regională. În această seară vorbim despre ceea ce se întâmplă în perioada premergătoare Paștelui și asta pentru că hoții sunt de serviciu. Ei bine, vor și ei să-și facă provizii pentru aceste sărbători și ca atare au trecut la atac. Prin diverse căi, diverse metode, nu încetează să ne surprindă de la an la an prin inventivitatea de care dau dovadă. Ei bine, despre acest subiect vom discuta în această seară cu invitatul pe care l-am alături de mine. Este vorba despre domnul inspector principal Marian Popescu de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! O adevărată probă de dicție, de câte ori spun toată titulatura aceasta pe care o aveți. Bun, înainte de a începe tema de dezbatere, aș vrea să-i anunț pe telespectatori că ne pot contacta și pe pagina de Facebook Audiență Regională VPTV, acolo unde de fiecare dată prezentăm atât tema cât și invitatul pe care îl avem aici în platou. Ca atare, toate comentariile dumneavoastră sunt binevenite. Dacă aveți sesizări de făcut de asemenea și nu ați reușit să mergeți până acum la Inspectoratul de Poliție, le puteți lăsa și pe pagina de Facebook. Bineînțeles, ar fi indicat totul să mergeți la poliție, dar noi le vom prezenta. Vom face demersul și le vom prezenta. Domnul Popescu, am vorbit despre faptul că ne apropiem de sărbători și hoții au trecut la atac. Cu ce ne surprinde această dată? Sau nu ne mai surprind? Am, în primul rând, o veste proastă pentru ei. Nu vor fi singurii de serviciu și dacă pentru marea majoritate a celor dintre dumneavoastră, să nu spun dintre noi, pentru că dacă spun dintre noi se înțelege noi polițiștii, dacă pentru marea majoritate a civililor este o perioadă de relaș, este o perioadă petrecută mai mult în sânul familiei și în care atenția se distribuie către alte lucruri decât siguranța personală, cel puțin pentru noi este o perioadă nu neapărat de foc, dar suntem nevoiți de fiecare dată, în scop preventiv, să intensificăm toate eforturile noastre. Fie că prezența noastră va fi mai la vedere sau mai discretă, dar vă asigurăm că vom fi mai mulți pe stradă, mai mulți decât în orice perioadă anului. Aș vrea să începem cu exemplele minore, cu găinăriile pe care le cunoaștem cu toții, furturile din buzunare, din zonele aglomerate. Cum îi recunoaștem pe acești oameni, dacă sunt aceiași care au privirile acelea suspecte sau dacă au acționat și ei la ceva schimbări între timp? Da, felul în care își trădează prezența este, de fapt, invers proporțional cu experiența pe care o au în câmpul muncii, cu ghilimele de rigoare, pentru că unii au o practică atât de îndelungată, încât foarte greu să-ți dai seama după comportament, după anumite semne care le trădează prezența. Și dacă înainte, în momentul în care spuneam găinărie, ne gândeam direct la furturile din buzunare, acum nu știu dacă mai putem să spunem acest lucru, pentru că ne confruntăm, din păcate, cu anumite piedici pe care noua legislație în vigoare ni le pune în ancheta, deci nu neapărat în descoperirea, dar în tragerea la răspundere a acestor infractori, astfel încât, dacă vorbim de hoți de buzunare, vorbim 99,9% de recidiviști. Da? Vorbeam de lacunele legislative. De fapt, nu sunt neapărat niște lacune, dar au fost niște completări ale vechiului cod penal, care se referă în primul rând la reducerea cuantumului de pedepse pentru furt și furt calificat, adică pentru furt calificat pedepsa maximă de 5 ani de zile mi se pare destul de puțin. Vorbim de furt calificat, o faptă cu impact social destul de însemnat, prejudiciul la fel poate fi unul cât se poate de consistent.
Dar vorbim în primul rând de acea prevedere a codului de procedură care permite împăcarea părților. Și avem foarte, foarte multe astfel de situații. Bun, adică în momentul în care... Acest lucru nu exclude fapta în sine. Adică îl iert, da, dar furtul a fost comis. Furtul a fost comis, însă în momentul în care părțile ajung să se împace, vorbim de o chestie procedurală, nu neapărat la nivel moral sau personal. Bun, ne-am împăcat, dar tu tot ești tras mai departe la răspundere pentru fapta ta. Și nu. Să-ți fie diminuată eventual pedeapsa. Nu. În momentul acela, bine ar fi să se întâmple numai așa, dar în momentul în care intervine împăcarea părților, intervine automat și achitarea autorului. Astfel încât hoții ajung să se înțeleagă, între ghilimele cu victimele, să returneze prejudiciul, ba chiar să returneze și dublul prejudiciului pentru a-l convinge pe respectivul să-și retragă plângerea sau să se împace cu victima, astfel încât toate eforturile noastre devin aproape zadarnice. Aproape zadarnice pentru că, să zicem, singurul lucru pozitiv din identificarea autorului este că pe viitor îl vom avea în vedere la comiterea altor fapte. Aveți ce să faceți în acest sens ceea ce privește convingerea victimelor de a merge mai departe cu plângerea, să nu dea înapoi, să nu accepte, bun, să accepte prejudiciu, dar să nu își retragă și plângerea? Vă dați seama că este un drept. Le explicăm. Dați-vă seama că dacă ne permitem să spunem lucrurile astea în public, pe un canal TV, cu atât mai mult încercăm să convingem de potențialele consecințe care decurg din retragerea plângerii sau din împăcarea părților. Din împăcarea părților. Când vorbim de furturi, vorbim de împăcarea părților, nu de retragerea plângerii. Au fost și situații în care victimele au fost constrânse prin alte mijloace de către hoți în a-și retrage aceste sesizări, că poate există și șantajul la mijloc. Șantajul poate exista sub un alt aspect. Adică i se promite returnarea prejudiciului, returnarea bunului furat cu condiția împăcării prealabile. Astfel că după ce se împacă, victima respectivă este foarte posibil să nu-și mai vadă niciodată telefonul furat sau chiar niște bunuri mult mai valoroase decât un telefon. Vom vorbi care sunt obiectivele țintite de către hoți, care este moda în a fura în prezent. Vreau să ne întoarcem momentan la ceea ce se întâmplă înaintea sărbătorilor, pentru că spuneam în prezentarea mea că hoții sunt de serviciu, acționează cu frecvență în această perioadă, au nevoie de bani, au nevoie de bunuri, au nevoie de multe ce nu le aparțin. Unde îi găsim cu precădere? Și revin la întrebarea, când mi-ați răspuns, cum îi recunoaștem? Cum îi recunoaștem? Bun, haideți să revenim la cum îi recunoaștem. Nu oricine îi poate recunoaște, la fel cum... Bine, principalul mod în care noi îi recunoaștem este că deja îi cunoaștem. Da. Partea mai proastă este că s-ar putea ca mulți dintre ei să ne cunoască și pe noi ca polițiști. Da? Și tocmai de aceea eforturile noastre sunt cu atât mai mult îngreunate și încercăm să rotim cadrele care acționează fie sub acoperire, fie la flagrant, astfel încât suspecții să nu aibă posibilitatea aceasta. Da, este vorba despre niște semne exterioare care la unii hoți chiar se văd. Este vorba despre agitația în privire, faptul că încearcă să localizeze buzunarul, să zicem, sau o geantă în care se poate ascunde ceva. Este vorba despre agitația pe care o creează în autobuz, pentru că hoții de buzunare acționează în principiu în grup, adică sunt 3-4 cu roluri bine stabilite. Ei cunosc foarte bine faptul că sunt destul de greu de probat astfel de fapte și dacă nu îl prinzi în flagrant, la momentul acela când a comis furtul, este destul de greu să-l dovedești după aceea, decât dacă îl prinzi cu bunul asupra lui, ca, sau cum spuneai în limbaj de specialitate, cu mortul pe ei. Mortul fiind portofelul, telefonul, bine, și telefonul are denumirea lui, se numește crocodil în limbajul hoților, portofelul se poate numi coajă, se poate numi tufă sau muflă, da? Deci este o întreagă aventură la colegii mei de la furturi din buzunare să stea să-și actualizeze vocabularul și... Dar lucrurile astea sunt foarte bine de știut și pentru nepolițiști, pentru că în momentul în care auzi în jurul tău sau simți agitație în jurul tău și auzi cuvinte de genul
dăm cepul. Cepul acela se referă practic la obiectul cu care încearcă să taie, dacă există posibilitatea asta, să taie geanta sau plasa sau chiar buzunarul victimei pentru a-și sustrage bunul. Deci cepul poate fi o lamă de bărbierit, poate fi un bisturiu sau orice alt obiect suficient de ascuțit încât să permite o tăietură de finețe, să spun așa, care să fie greu percepută de victimă. Am văzut de asemenea în anii precedenți când am abordat acest subiect și faptul că ei sunt la modă și în ceea ce privește vestimentația, adică nu mai sunt acele persoane care erau echipate cât mai lejer, cât mai comod, acele persoane care erau de multe ori murdare, dimpotrivă, au prestanța acum, adică nu te-ai gândi că un om îmbrăcat la patru ace ar putea să fie hoț, te-ar putea ataca. Da, nu neapărat îmbrăcat la patru ace, dar sunt oameni de obicei cu aspect vestimentar și cu un look așa destul de îngrijit, care nu prea ar trezi suspiciuni, da? Și care se integrează foarte bine în mulțime. La fel nici criteriul vârstei nu mai este unul foarte, foarte strict, foarte stabil, pentru că avem de la șuți, așa spun chiar și ei între ei și așa le spunem și noi hoților de buzunare, există șuți chiar sub 16-15 ani, dar există șuți și trecuți de 60 de ani, da? Și cu atât mai mult este mai greu de recunoscut o persoană vârstnică, pentru că vorbim de posibilități mai limitate de scăpare. Nu poate să fugă la fel ca un tânăr de 20 de ani, o persoană de 60 de ani, nu? Însă este mai greu de bănuit. Și cu atât mai mult, mă scuzați, cu atât mai mult cu cât, cred că ați observat, se observă foarte ușor în Ploiești, în mijloacele de transport în comun, în special de dimineața până după orele prânzului, Ploieștiul și mijloacele de transport în comun și stațiile, este practic un furnicar de persoane de vârsta a treia. Da? Beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, este ceva de înțeles, dar sunt și cei care cad victime cel mai des. Metoda în care ei acționează. A spus dumneavoastră că ei de obicei sunt în grup. Cum fac acest lucru? Cu mâna liberă, mâna la vedere, nu se jenează de cei din jur sau își acoperă mâinile cu un alt lucru? Se acoperă unii pe alții? Da, se acoperă unii pe alții și cooperează cât se poate de activ. Adică este spiritul de echipă. Da, bineînțeles. Și chiar invidiem pentru lucrul ăsta. Într-adevăr, există o echipă cu membrii care au roluri bine stabilite, adică nu oricine bagă mâna la buzunar, mâna este mult spus, pentru că de obicei folosesc aceste două degete, arătătorul și degetul mijlociu, nu vor băga niciodată degetul mare, că atunci crește foarte mult diametrul și este posibil să simtă. Și cu aceste două, de obicei, aceste două degete de obicei acționează. Este unul care operează la buzunar sau la geantă, altul care este foarte posibil să împingă din față sau din spate sau poate chiar din ambele părți, iar un al treilea operează. Deci, practic, creează o diversiune care să distragă atenția potențialei victime. Înghesuie, se mișcă de colo-colo, este posibil ca cel care operează la buzunar să aibă mâna acoperită fie cu o sacoșă, fie cu un fular sau cu altceva, un obiect de vestimentație. Iar în momentul în care a sustras bunul, portofel, bani, telefon, absolut orice, imediat îl pasează, să-i spun așa, imediat îl dă mai departe unui al treilea, e posibil să-l dea mai departe unui al patrulea, care coboară cu proxima ocazie din mijlocul de transport. În asemenea condiții, spuneați dumneavoastră că este foarte greu de dovedit o astfel de faptă, dar cu toate acestea, spre exemplu, eu circul foarte mult cu mijloacele de transport în comun și auzeam în jurul meu, oamenii știu, oamenii i-au identificat, aceia sunt hoți de buzunare, de multe ori aud, înainte să urce în mijloacele de transport, dacă îi văd într-una dintre stații, deja începe oarecare forfotă și spun aceia sunt hoți de buzunare. Oare de ce nu îi prinde nimeni? Oare de ce mai sunt în libertate? Și mai ales că sunt și recidiviști. Există vreo șansă ca acești oameni, nu știu, să fie duși pe calea cea bună, să nu-i mai vedem acolo, să facă lucrurile acestea? Teoretic, da. Teoretic. Teoretic, da. Însă reintegrarea socială a
celor care merg pe fapte din acestea contra patrimoniului, vorbim de furturi, vorbim de tâlhării, vorbim de înșelăciuni, de micile șmecherii, să le spunem așa generic, se dovedesc de cele mai multe ori că un penitenciar nu fac decât să se specializeze. Și mai mult. Ba chiar și în cursul anchetei poliției. Lor li se prezintă dovezile, li se prezintă faptele pe baza cărora sunt trași la răspundere și pe viitor știu de ce să ferească. Iar când vorbim de prejudicii din acestea mici, asta în situația fericită în care părțile nu ajung la împăcare. În momentul în care ancheta merge până la capăt, judecătorul de foarte multe ori este posibil să dea pedepse neprivative de libertate. Vreau să mergem la fel mai departe cu discuția și a spus dumneavoastră că o categorie a potențialelor victime o reprezintă pensionarii. Nu sunt însă singuri. Și de asemenea mă interesează și ce vizează hoții, ce fură cu preponderență. Bani, acte, telefoane, ce anume? Bani și telefoane în marea majoritate a cazurilor. De fapt, nu știu ce ar putea să facă cu altceva. Pentru că vorbim de bunuri care pot fi ascunse foarte ușor și care pot fi valorificate foarte ușor. Ori telefoane găsim pe piața neagră destule și, bine, acum poate nu ar trebui să spun asta, dar este un loc în care căutăm frecvent și nu căutăm degeaba, vă asigurăm. Dar spuneați dumneavoastră că nu este singura categorie, pentru că telefoane mai scumpe, deci pentru care să merite efortul de a fura, să merite, la fel, reținem ghilimelele, găsim nu la persoane de vârsta a treia, ci la cei mai tineri. Și este foarte simplu să-i observi în autobuz, cum stau fie cu căștile în ureche, fie mângâind acel touchscreen și total absorbiți de ceea ce văd pe acel display și total absenți la ce se întâmplă în jurul lor, că nu-i fură telefonul, este foarte posibil, că stau mai tot timpul cu el în mână. Însă aceea pică foarte des victime la buzunare, la ghiozdanele de asemenea și le poartă neglijent, da. Și așa cum spunea și dumneavoastră, căștile pe urechi, telefoanele în mână. Și bine, dacă tot au telefonul în mână, e bine să uite și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde... Recomandăm să facă asta acasă, nu în mijlocul de transport în comun. Unde sunt acum și unde ne privesc, să se uite și pe pagina noastră de Facebook, să vadă tema și invitatul din această seară și, bineînțeles, să ne lase și mesajele. Dacă au fost martori, dacă au fost chiar victime și, bine, înainte de a ne prezenta nouă sesizările, este bine să meargă și la poliție. Vorbeam despre perioada premergătoare Paștelui și sunt și acum tot felul de furturi din acestea specifice. Pe lângă faptul că dumneavoastră ați amintit de mijloacele de transport în comun, acolo unde se mișcă hoții cel mai bine, dar avem și alte zone aglomerate în această perioadă. Probabil că în supermarketuri acționează mai puțin pentru că acolo sunt foarte multe camere de luat vederi. Dar avem zona piețelor, la fel, un adevărat furnicar în aceste zile. Sunt prezenți și acolo sau evită? Au început să evite piețele? Dar haideți să nu trecem chiar așa ușor cu vedere zona supermarketurilor, pentru că supermarketurile au parcări, în parcări se parchează mașini. Așa este. Din supermarket se cumpără diverse bunuri, unele de valoare mai mare și este foarte posibil să ne confruntăm cu furturi din autovehicule, poate mai mult în această perioadă, în perioada sărbătorilor pascale, cât și în perioada sărbătorilor de iarnă, până aceste zone. Dar spuneați că există camere de luat vedere. Nu sunt deloc puține nici furturile din magazine, dar nu vorbim aici de furturi din buzunare, ci de furturi de pe rafturi. Da? Unde prejudiciile sunt destul de mici, pedepsele sunt aproape inexistente, asta dacă supermarketul alege să depună plângere împotriva infractorilor. Însă, într-adevăr, dacă vorbim de furturi de buzunare, din buzunare și genți, mă scuzați, vorbim de zona haiilor centrale. Ați pomenit dumneavoastră despre supermarketul și despre faptul că sunt unii agenți comerciali care ezită să depună plângeri. Este de altfel și o măsură de siguranță pe care și-o iau în privința clienților, pentru că dacă le spui clienților că nu este un magazin sigur, poate că te va ocoli. Probabil că este o strategie de marketing, de imagine. Da, acum nu putem, asta o spunem, haideți să o spunem noi pe față. Că nu cred că există
supermarket care să nu se confrunte cu probleme. La fel cum nu există cartier care să nu se confrunte cu probleme, la fel cum nu există școală care să nu se confrunte cu anumite probleme. Da? Deci probleme sunt absolut peste tot, dar acum depinde foarte mult, știți cum se zice, de omul sfințește locul. Sunt foarte multe lucruri pe care am putea să le facem, nu noi ca polițiști, ci cetățenii în general, și pe care într-un motiv sau altul le tratăm cu... Așa, indiferență. Acum care costă? N-aș vrea eu să trecem foarte repede peste furturile din autoturisme, pentru că mi-ați amintit despre astfel de cazuri. Știu că recent, chiar dintr-o parcare a unui supermarket, au fost depuse mai multe sesizări referitor la spargeri și furturi din autoturisme. Care sunt metodele prin care ei acționează? Cum reușesc să spargă? Pentru că multe dintre autoturisme au sisteme de alarmă. La fel, sunt supravegheate cu camere video. Există și acei paznici care se plimbă pe acolo. Da, este un subiect sensibil și pentru noi, pentru că v-aș invita, chiar ar fi o reală experiență și pentru noastră, să mergeți într-una din activitățile noastre preventive, adică informativ preventive. Eu m-am oferit să fiu voluntar, încă mai aștept de la domnul Iacob carnetul de voluntar. Da. Da. Da, o altă discuție cu carnetul acela de voluntar. Însă eu v-aș invita, fără acel carnet de voluntar, să vedeți cam care este problematica în parcările de supermarket. Pentru că lumea s-a obișnuit, practic, s-a anesteziat cu gândul ăsta că este parcare păzită, dar comparativ cu numărul de agenți de pază, numărul de mașini este... îi depășește categoric, că este parcare supravegheată video, dar camerele au limitele lor, atât în ceea ce privește performanțele, cât și acoperirea, iar hoții de obicei nu acționează chiar așa la întâmplare, ci în zonele în care se simt ei mai feriți. Și pe de altă parte, asta ar fi de departe cea mai spectaculoasă chestiune, să vedeți câte mașini cu uși descuiate, cu geamuri lăsate, sau chiar și fără alarmă, dar cu bunuri de valoare, vorbesc de bunuri de valoare, nu acte sau ci telefoane, chei, chiar bani sau aparatură, laptopuri, borsete, genți, absolut orice. Deci oferta este completă în parcările supermarketurilor. Nu știu dacă supermarketul se poate lăuda cu asemenea ofertă cu cea cu care se laudă parcarea. Da? Bun, acum trecând peste spiritul de glumă, ne confruntăm... atât cu situații în care oamenii ne mulțumesc că practic le atragem atenția asupra riscului la care se expun, dar și cu situații de genul că oricum este mașină de firmă, deci cu alte cuvinte nu-i pasă dacă o sparge sau nu, sau este full casco și iară nu, sau că oricum nu aveam nimic în geantă, dar hoțul de unde avea să știe că nu ai tu nimic în geantă și poate mai mare paguba că sparge un geam. Și uite cum ajungem la metodele, la moduri de operare. Și toată lumea ar trebui să fie conștientă că indiferent de cât de scump sau cât de performant, ce marcă este autovehiculul respectiv, geamul lateral se sparge la fel de ușor. Am înțeles. N-au nevoie de chei suplimentare pentru a desface? Chei suplimentare. Acum discutăm și despre cei care operează asupra butucului. Aici marca s-ar putea, sau prețul, calitatea mașinii s-ar putea să facă diferența, pentru că sunt la autoturismele mai ieftine, încuietorile se forțează mai ușor. Deci sunt de o calitate mai slabă. Și dacă nu este dotat cu alarmă, sunt anumite instrumente nu foarte sofisticate, în formă de lamă, care reușesc să spargă destul de ușor butucul. Deci, soluția cea mai ieftină și mai la îndemână, dincolo de alarmă, care are și eficiența ei, sistemul de alarmă și sistemul de alarmă cu perimetru, este să nu ne lăsăm în habitaclu bunuri de valoare la vedere sau bunuri care pot tenta la un moment dat, pentru că avem autosparte și pentru un pachet de țigări. Da. Furturile de sezon în această perioadă probabil că sunt mulți care vor să-și facă aprovizionarea direct de la stână fără să plătească. Ați primit până acum sesizări în acest caz să fie... Bine, adevărul că stânele sunt păzite, sunt niște câini pe acolo, dar... asta nu cred că exclude tentativa unora să dea iama pe acolo. Nu ne confruntăm sau nu ne facem foarte mari griji în ceea ce privește furturile de la stâni, de la stână, cât în ceea ce privește gospodăriile oamenilor. Cu atât mai mult cu cât în perioada asta nu numai în România se ia vacanță, ci cam peste tot în Europa sau cel puțin în țările
majoritar creștine. Și în perioada Paștilor ne confruntăm cu un aflux de cetățeni pe care, pe unii, sincer să fim, ni dorim mai puțin în preajma noastră, din țări precum Spania, Franța, Marea Britanie, mai nou Belgia, Germania, da? Țări care se pare că sunt mai ferme în a lua măsuri împotriva acestor infractori, dar până ajung la un anumit nivel de fermitate, până ajung să cunoască modurile de operare și să-și adapteze sistemul judiciar, hoții noștri de buzunare acționează destul de lejer și acolo și profitul este cu atât mai mare. Acționează acolo, acționează și aici. A spus dumneavoastră despre hoții care vizitează gospodăriile. Da. Vreau să vorbim despre furturile, spargerile și furturile de locuințe în această perioadă, pentru că la fel ați amintit faptul că foarte multe persoane iau vacanță, foarte multe persoane pleacă de acasă și de fiecare dată ignoră sfaturile pe care noi le tot repetăm. Dumneavoastră și noi le tot repetăm. Ce trebuie să facă oamenii în această perioadă? Să nu mai plece, să își pună alarmă peste tot. Ce să facă? Da, furturile din locuințe de vreo 2 sau 3 ani de zile reprezintă una din prioritățile pe domeniul de activitate preventivă ale poliției. Pentru că la începutul fiecărui an, fiecare poliție din țară, fiecare poliție județeană din țară stabilește un set de priorități. La noi, pe lângă veșnica prioritate delincvența juvenilă și victimizarea minorilor, ne-am stabilit această prioritate, furturile din locuință. Și ca orice altă mare aglomerare urbană, recunoaștem că este una din problemele cu care se confruntă Ploieștiul. Și vorbim de furturi din locuințe, nu orice șuț de buzunare sau nu orice spărgător de mașini are mijloacele necesare la îndemână, mă refer la mijloacele psihologice, la tupeu, la curaj și la cunoștințe, de ce nu, să spargă o locuință. Da? Aici deja vorbim despre infractori mai periculoși și despre un pericol social deloc de neglijat, pentru că în momentul în care ți-a intrat un străin în casă, e posibil să nu te mai simți în siguranță niciodată. De fapt, este locul unde ar trebui să te simți cel mai în siguranță, la tine acasă. Da? 70% dintre, ca să ajungem un pic și la măsurile de preventivă, ar trebui să și cunoaștem un pic fenomenul. 70% dintre furturile din locuințe din Ploiești sunt la apartamentele de la parterul blocurilor. Foarte mulți cetățeni și foarte mulți locatari și-au montat ferestre cu tâmplărie tip termopan și s-au orientat foarte mult după criteriul prețului. Este ceva de înțeles. Este ceva de înțeles și trebuie să recunoaștem asta. La fel cum nu recomandăm, sau am putea să recomandăm, dar este total inestetic, montarea acelor gratii metalice la geam. A fost o vreme în care am recomandat lucrul ăsta. La fel cum trebuie să înțelegem că nu toată lumea este de acord să-și monteze aceste gratii. Acum vorbeam despre tâmplăria aceasta tip termopan și unde s-a făcut rabat la calitatea nu numai a materialului, a PVC-ului aceluia, ci și la sistemele de închidere. Se știe faptul că sistemul de închidere contează foarte mult în ceea ce privește prețul la un set din acesta de termopane. Da? Și cu cât accesoriile acestea sunt mai ieftine, este foarte posibil să fie și de mai de slabă calitate. Vine și perioada verii în care oamenii pairisesc mai mult, ba, poate chiar lasă geamuri întredeschise sau oscilobatate la parter. Este un lucru pe care îl recomandăm a se face cu maximă prudență. Și mai nou, cea mai eficientă măsură pe care o recomandăm, și aici mergem pe asociații de locatari și nu pe fiecare proprietar în parte, este montarea unui sistem video la parter. Da?
Până anul trecut, iar ne-am confruntat, dar se pare că am mai rezolvat parțial această problemă cu utilizarea corectă a instalațiilor gen interfon la intrare. Da. Continuăm discuția, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și de asemenea vreau să știu cum acționează acești hoți, pentru că sunt hoți, așa cum spuneați dumneavoastră, specializați. Nu oricine are tupeul de a merge, de a da spargerea într-o locuință și de asemenea și vecinii și noi trebuie să știm să-i recunoaștem. Totul însă după o scurtă pauză de publicitate și rămâneți alături de noi pentru că vom vorbi și despre înșelătoriile la modă. Revine metoda accidentul și de asemenea mai vorbim și despre alte tehnici ale hoților pentru că fac ce fac și sunt așa cu un pas înaintea noastră sau cel puțin încearcă. Rămâneți cu noi! Am revenit, vorbim despre hoți în această seară. Invitatul meu pentru cei care ați deschis televizoarele un pic mai târziu este inspectorul principal Marian Popescu de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Județene. Înainte de pauza de publicitate vorbeam despre spărgătorii de locuințe și aș vrea să continuăm discuția, să vorbim despre tehnicile pe care le au aceștia, despre, la fel, maniera în care îi putem recunoaște și despre ceea ce putem face noi în a preveni ca ei să ne intre în casă. Este greu să cred că în momentul în care ajungi să locuiești la o anumită adresă, vorbesc de blocurile de locuințe și cu atât mai mult cu cât vorbim de cele cu 4 etaje. Nu poți recunoaște o persoană străină când intră pe scara blocului. Nu poți sesiza faptul că un străin, comportament suspect, se interesează de vecinii tăi, își petrece mult timp nejustificat în zonă și, iar acum vorbeam despre a culege informații despre vecini, lucrurile astea sunt valabile nu numai pentru hoții, nu numai pentru furturile din locuință, ci și pentru a strânge informații pentru o eventuală înșelăciune prin metoda accidentului. Dar ajungem și acolo. O altă sursă decât a culege informații direct din teren pentru hoții, pentru spărgătorii de locuințe, a devenit mai nou și internetul. Adică pentru unii nu este foarte greu să spargi un profil de rețea de socializare, sau pentru unii chiar nu este necesar să spargi, pentru că sunt unii care postează... Sunt postări publice, da. Da, sunt postări cât se poate de publice și dau detalii din viața privată. Sunt mulți care practic își pun viața pe tapet acolo pe internet. Și în momentul în care tu dai informații pe internet despre faptul că ești plecat în vacanță în Grecia sau că ești în cu totul alt loc decât acasă, este practic ca o invitație prea greu de refuzat pentru cei care au interesul să-ți facă o vizită că tu ești plecat de acasă. Asta este o greșeală pe care o facem noi. În momentul în care ne expunem viața pe paginile acestea de socializare și trebuie de asemenea să ne punem semne de întrebare atunci când există persoane care întreabă excesiv de multe lucruri despre vecini. Bun. Mai departe, ce trebuie să facem? Omul are voie să se intereseze. Da, omul are voie să se intereseze, însă eu rămân la aceeași părere, că trebuie să fim reticenți în a oferi informații despre vecinii noștri unor persoane pe care nu le cunoaștem. Sincer vă spun lucrul acesta, pentru că sunt foarte multe astfel de situații și lumea trebuie să fie conștientă de lucrul ăsta. Pe de altă parte, vorbeam mai devreme de folosirea interfoanelor. Iar este o greșeală pe care o fac locatarii și aici mă refer cu precădere la cei trecuți de prima tinerețe, pentru că dacă eu vin și sun la un interfon, vă dau un exemplu, cel mai comun mie, și spun că sunt inspectorul principal Marian Popescu de la Poliția Județeană, s-ar putea să nu-mi deschidă, dar dacă spun că sunt de la Cutare Supermarket cu oferte, nu am absolut nicio problemă să intru pe scara blocului. Da? Și de aici ajungem la alt mod de operare, că în momentul în care am intrat pe scara blocului, ca infractor nu mai am ce să caut, să mă interesez de tâmplăria gen Termopan. Dar aici vorbim despre ruperea butucului, aici chiar vorbim de calitatea încuietorilor, pentru că lumea aia se orientează foarte mult după criteriul preț.
și adaun 30, 40, 50 de lei în plus pe o încuietoare, vă garantez că te poate scăpa de multe bătăi de cap sau cel puțin de multe bătăi de cap celor care încearcă să spargă o încuietoare de calitate. Pe de altă parte, mai sunt unele situații și deloc puține în care hoțul încearcă să găsească ușile deschise. Deci pur și simplu apasă pe clanță. Da? Și sunt foarte mulți și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, pentru că și mie mi s-a mai întâmplat, dar în ultima perioadă am devenit ceva mai precaut. Sunt foarte mulți care își lasă gențile și hainele împreună cu portofele și cu tot ce mai au pe hol. Da? E normal, intri în casă, le arunci unde ți este la îndemână. Le arunci unde vrei, este casa ta, dar încuie ușa. Da. Da? Este un lucru cât se poate de simplu și de eficient. La fel cum este cât se poate de simplu și eficient, să deschidă foarte ușor ușa, să vadă dacă este cineva pe hol, nu contează că este în bucătărie sau în orice altă încăpere. Deci să nu fie pe hol. A întins mâna, a luat și a plecat. Domnul inspector, sunt hoți care, spuneați și dumneavoastră înainte de pauza de publicitate, că nu acționează odată, nu acționează la întâmplare și nu oricine poate fi hoț spărgător de locuințe. Ce profil au oamenii aceștia? Ce fel? Sunt tineri? Sunt de vârsta a doua? Ce fac? Ceea ce iau din locuințe? Cum reușesc să valorifice? Pentru că fiecare avem, pentru aparatura noastră, avem un contract, avem niște serii, avem niște documente și mă gândesc că dacă e să depunem plângere, să depunem cu tot ceea ce trebuie, dumneavoastră vă este ușor să depistați. Ne-ar fi ușor dacă am identificat bunul respectiv, dacă l-am localizat și ar fi foarte ușor de probat în situația aceasta. Dar ce ne facem când nu identificăm? Când toate lucrurile astea se vând pe piața neagră, se vând în oboare, se vând pe internet, se vând pe site-urile acestea de licitații. Sunt destul de puțini care întreabă și de actele de proveniență ale unui telefon, să zicem. Da? Și aici iar ajungem la perioada sărbătorilor, o perioadă în care se vehiculează, se rulează sume mult mai mari de bani decât în restul anului. Și unii dintre noi cumpără bunuri acestea de pe site-urile de licitații sau de pe site-urile de anunțuri online, unde Dumnezeu știe câte bunuri provenite din asemenea infracțiuni. Și tocmai de aceea, bine, asta este unul din motivele în care recomandăm tuturor să achiziționeze bunuri din surse autorizate, pentru că odată evităm riscul de a cumpăra un bun furat și ulterior să rămânem fără el. Pentru că asta este urmarea, da? Bunul trebuie să revină înapoi la proprietar. Și în al doilea rând că nu poate beneficia de o garanție reală pentru bunul cumpărat. Fie cumpărăm un bun furat, dacă nu cumpărăm un bun furat, s-ar putea să cumpărăm un fals de foarte proastă calitate și după aceea pe cine tragi la răspundere. Profilul spărgătorului. Profilul spărgătorului. În general sunt personaje tinere. Sunt personaje despre care poate nu ne-am gândit dacă l-am vedea pe stradă că este un spărgător sau care poate ar fi în stare de asemenea lucruri sau poate chiar de lucruri mai grave, pentru că au fost și cazuri, și nu vorbesc aici de mediul urban, dar mai mult de mediul rural sau zonele rezidențiale, în care hoții au intrat chiar cu prețul riscului de a se întâlni în casă cu proprietarul. Și vă dați seama că nu oricine poate face acest lucru, nu oricine e în stare, numai psihologic vorbind, de lucruri din acestea. Dar în Ploiești vorbim de persoane tinere, de persoane care sunt destul de discrete, bine îmbrăcate, deci nu ai spune că este din ultima pătură socială, cum de fapt și este. Vorbim de persoane discrete, vorbim de persoane îmbrăcate de obicei sport, da? Și pentru a elimina riscul de a fi recunoscut, pentru că unii chiar au camere de supraveghere sau pentru a fi eliminat riscul de a fi văzut de către vecini sau recunoscut de către vecini, sunt tineri care poartă șepci, fesuri, hanorace cu glugă, da?
pe care și le, pe care le folosesc pentru a-și acoperi partea din față. Știu că anul trecut au fost destructurate câteva bande de spărgători. Presupun că nu v-ați oprit cu ceea ce înseamnă partea aceasta de destructurare la ceea ce am avut anul trecut. Și de asemenea, ce riscă cei care încearcă să-și ducă traiul așa? Riscă până la 5 ani de închisoare, pentru că atât vorbim și de pentru spargerea de locuințe? Furt calificat. Asta este furt calificat. Da. Da, este furt calificat dacă se săvârșește prin infracție. Dacă se săvârșește prin simpla deschidere a ușii, s-ar putea să nu fie furt calificat. Da? Da. Și iară vorbim de furt, vorbim de infracțiuni la care poate interveni împăcarea părților. Și la fel și iar este avem eliminată mari bătăi de pedeapsă. Cap și dați-vă seama că vorbim despre infractori calificați pentru care muncim enorm să-i prindem și să-i tragem la răspundere. Mergem mai departe, vorbim și despre infracțiunile la modă din acest domeniu. Vorbim despre accidentul care revine. Fac și un accident aici cu paharul cu apă. Accidentul care revine, metoda curierul. Acum este perioada în care vor veni foarte multe colete. Site-urile, la fel, sunt foarte multe țepe care se dau pe aceste site-uri. Personajele de pe paginile de socializare, care la fel pretind că sunt anumite persoane, au nevoie de bani, sunt potențiale victime, au nevoie de bani și acționează la latura sensibilă. Știm cu toții că în această perioadă, cu toții poate că suntem mai deschiși în a dărui. Aș vrea să începem cu accidentul. Parcă la un moment dat era oarecum sub control. Da, din păcate înșelăciunile sunt veșnic la modă și rămânem și noi în permanență uimiți de inventivitatea acestor infractori. Pentru că vorbim de același mod de operare, dar cu mici mutații, în sensul că, dacă vă aduceți bine aminte, vorbeam anul trecut sau anii trecuți de metoda accidentul, în momentul în care victima ajungea să creadă povestea care era comunicată la telefon, era îndemnată să meargă la o instituție bancară sau, nu știu, la o societate care îi punea la dispoziție un mijloc de transport electronic, de bani. Da? Pentru că nu vorbeam numai de bănci, ci pur și simplu și magazine care au diverse servicii de acest gen. E bine, acum nu prea ne-am mai confruntat cu astfel de situații. Ci... Dar ce fac? Cum obțin banii? Vin direct la victimă și se întâlnesc față în față cu aceasta, victimă care pămânează sume deloc neglijabile. Adică vorbim de mii de lei, de mii de euro, putem vorbi în asemenea cazuri. Și între timp de când cel care săvârșește această faptă până ajunge la victimă, persoana care urmează să fie înșelată nu realizează, nu-și dă seama, nu vă sună, nu vă contactează. Mă gândesc că pentru dumneavoastră faptul că există un anumit interval, cel de deplasare, este, nu știu, mă gândesc că poate că este un factor ok, un factor pozitiv în care puteți și dumneavoastră acționa. Au fost și asemenea cazuri, au fost făcute și flagrante în urma unor asemenea tentative de înșelăciune, situații în care oamenii au apelat la noi în timp util. Dar au fost și situații în care au mers până la capăt fără să dea nici cel mai mic semn de bănuială. Pe de altă parte, hoții acum, de fapt, hoții, nu mai vorbim de hoți, ci vorbim de escroci, au început să-și ia ca măsură de precauție faptul că țin în permanență la telefon până când țin victima în permanență la telefon până când se întâlnesc cu aceasta și ridică suma de bani, astfel încât victima să nu mai aibă posibilitatea să sune pe cel despre care îi se aduce la cunoștință că a provocat un accident rutier și că se face vinovat de urmările acelea. Da, din păcate se reinventează acești oameni dar un mic amănunt, am avut și situații în care convorbirea s-a întrerupt, deci au pus punct convorbirii. A avut posibilitatea să ia legătura, de fapt, practic, erau în aceeași casă.
victima cu cel despre care îi se spunea că a produs accidentul rutier, nu știa unul de celălalt că sunt în aceeași casă, adică între timp fiul se întorsese acasă la o oră mai târzie. Apropo, acesta este și o altă chestiune de noutate, faptul că victimele sunt sunate la ore destul de târzii în noapte, astfel încât impactul psihologic este cu atât mai puternic, realizezi mai greu la orele acelea. În ceea ce privește vârsta victimelor, criteriul a rămas cam același. Sunând de cele mai multe ori pe telefoane fixe, este cunoscut faptul că cei mai mulți care au telefoane fixe sunt și trecuți de o anumită vârstă. Sunt cei care au rămas pe vechiul sistem. Domnul inspector, când am mai discutat despre această metodă, principalii coordonatori erau oameni din detenție, aflați în detenție și totul se întâmpla prin interpuși. Acum cine coordonează această activitate? Sunt cei care au terminat cu detenția, au ieșit și își continuă activitățile? Nu, din punctul acesta de vedere este exact aceeași poveste. Da. Tot interpușii sunt... Tot interpușii, bine, interpuși care la un moment dat încearcă să posteze în ipostaza de necunoscători, de nevinovați, că lui doar i s-a comunicat să meargă să ridice o sumă de bani, dar de cele mai multe ori s-a dovedit că atât acești interpuși care merg și ridică banii, cât și taximetriștii care au transportat până acolo, aveau cunoștință despre aceste lucruri. Există dar cei o care... întreagă rețea. Da, putem vorbi de o rețea, dar de cele mai multe ori, aproape în 100% din situații, toate aceste cazuri sunt generate de cei care se află deja în penitenciar. Ba chiar, știu, acum două, trei săptămâni, o lună de zile cel mult, urmăream un material despre niște acțiuni desfășurate în niște penitenciare din Moldova, din Galați, dacă mi-aduc bine aminte, din Iași, unde au fost descoperite astfel de fapte. Și iară, cum ajung să dețină telefoanele, cum ajung aceste obiecte interzise, practic, și alte obiecte de comunicație, adică putem vorbi de tablete sau de alte asemenea accesorii, este o discuție care privește sistemul penitenciar. Vreau și să mergem mai departe cu de discuția, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, iar metodele infractorilor sunt diverse. Ne acoperă chiar și spațiul de emisie. Curierul, în ultima perioadă nu am mai avut asemenea cazuri, însă nu înseamnă că riscul a dispărut în totalitate, la fel cum credeam dispărută și această metodă accidentul, pentru că au fost luni bune în care nu am avut absolut nicio situație. Probabil însă, că este la fel o tehnică pentru a fi metodele uitate, a fi mai puțin mediatizate și ulterior ei revin cu elemente de noutate. Nu neapărat elemente de noutate, în ceea ce privește curierul, metoda rămâne aceeași, sau cel puțin până acum a rămas aceeași. Sunt abordate persoane, în general, de vârsta a treia și li se spune că au un colet pentru asociația de proprietari, dar președintele asociației nu este acasă, vă rog, preluați-l dumneavoastră, plătiți suma și vă recuperați banii de la președintele asociației de locatari. Nu era vorba de sume mari, în general 800, 1000, 1000 și ceva de lei, dar pentru unii poate însemna poate pensia pe două luni. Și vreau să mai discutăm și despre infracțiunile, despre pagubele acestea cu ajutorul internetului, pentru că la fel cumpărăm foarte mult de pe internet și de multe ori cumpărăm nimic. Da, cazurile nu sunt de o amploare atât de mare, sau cel puțin nouă, nu i s-au adus la cunoștință atât de multe cazuri. Și altele sunt metodele de înșelăciune și nu neapărat acestea pe internet. Fie de rușine, fie din alte motive, nu vin să depună plângere pentru așa ceva. Astfel încât, cel puțin în Prahova, putem spune că nu ne confruntăm cu această problemă. Există plângeri depuse de oameni pentru aceste infracțiuni despre care am discutat și care sunt cauzele pentru care ei nu vin? A spus dumneavoastră că poate este rușinea. Poate este rușinea, poate este un prejudiciu atât de mic pentru care nu consideră tocmai oportun tot demersul acesta în justiție, pentru că nu vorbim doar de plângere, ci vorbim despre audieri, vorbim despre mers la judecătorie, la tribunal, în funcție de fapte. Am înțeles, practic fapte. Se sperie de tot ceea ce înseamnă și spun că nu și... se merită. Dar se gândesc numai la prejudiciul care le-a fost lor cauzat, personal, și nu la lucrurile rele pe care le mai pot face
acei infractori în libertate, pe care îi lasă practic în libertate. Am înțeles. În ceea ce privește tâlhăriile, nu am vorbit despre acest subiect. Cum stăm? La capitolul tâlhării, momentan nu stăm deloc rău, însă trebuie să fim foarte atenți că se apropie sezonul cald. Și când vorbim de tâlhării, vorbim despre modul de operare prin smulgere, la lănțișoare, iar în momentul în care crește un pic temperatura, cum este și normal, doamnele, domnișoarele, dar în special doamnele de vârsta a treia devin vulnerabile prin prisma faptului că își etalează. Nu știu, poate pare nepotrivit să spun lucrul ăsta, că nici nu recomandăm, nu vă purtați bijuteriile, că practic pentru asta le-ați luat, nu? Să vă purtați bijuteriile și să... Ci doar trebuie să fim mai atenți un pic în jurul nostru și să învățăm să devenim un pic mai precauți, da? La intrarea în scară sau în momentul în care avem mai multe bagaje. Acum mă adresez în special doamnelor de vârsta a treia. Mulțumesc frumos pentru informații, mulțumesc pentru atenție. Să sperăm că vor fi sărbătorile liniștite, atât pentru noi cât și pentru polițiști. Iar hoții, dacă au treabă să meargă peste mări și țări, nu ne supărăm. Ei bine, noi ne revedem mâine seară, este vineri, este zi de invitație la MOL. Tot mâine seară avem și un reportaj frumos despre un caz aparte, și asta pentru că urmează Săptămâna Mare și vrem să vă prezentăm și o altfel de lume. Pentru că asta este, pentru unele persoane, bucuria sărbătorilor de multe ori nu este cea pe care noi o percepem cu toții. Ei bine, despre invitație la MOL și despre acest caz umanitar despre care eu v-am vorbit, până la urmă este un caz umanitar, mâine seară de la 18:30. Rămâneți cu VPTV!